Se zice că la 18 ani împlinim majoratul. Nu știu dacă este la fel și în viața de familie, dar familia Muntean, Mimi și Cristi, cu care sunt astăzi împreună și le spun bun venit, bine v-am găsit, au împlinit 18 ani de căsătorie. Și mă gândeam să începem cu ceva simplu, să ne spuneți cum a fost la o săptămână după căsătorie, apoi la o lună, la un an și la 18 ani. Începem cu Mimi, că ea e fără emoții. Cred că la o săptămână nu ne-am dat seama. Deci încă erați... Încă eram în lumea noastră. Da, și pe vremea voastră miresele mai luau ceva în ziua anunții, ca să fie happy și da, să da, da, să fie ai, fericite. Bun, toate sunt fericite, toate zâmbesc și da, după da. Vreme m-am prins că el iau pastile cu pumnul. Da. Deci o săptămână încă erați sub anestezie. Exact. După o lună am început să vedem cum e viața în doi. Ați început să deschideți un pic ochii. Da, bun. Da. Dar eu zic că a fost bine. După un an ne-am obișnuit deja împreună, da. Am început să ne obișnuim, da, și după 18 ani am impresia că trăim de o viață împreună. Aproape. Cristi, care e părerea ta? La, cum a spus și soția mea, la o săptămână... Să nu, vede că are 18 ani, cum a zis nevastă-mea, da? Nu realizam pasul care l-am făcut. Deși, dar ați fost undeva în luna lui Miel? Nu am apucat, abia după la sapă, da. După 9 luni am plecat în Grecia, dar la muncă. Și luna s-a transformat în 11 luni. Așa. Și eu am pus înaintea Domnului când m-am hotărât să fac pasul ăsta, deși după ce m-am eliberat din armată la 19 ani, verișoara mea tot îmi spunea că după ce m-am eliberat, am spus că eu în anul ăsta mă căsătoresc. Nu mai țin minte să fi spus vorba aia. Și exact în 14 sau 15 iunie 2001 m-am eliberat din armată și în 16 iunie 2002 am avut căsătoria oficiată în biserică. Exact la un an de la eliberarea din armată. Deci după o eliberare urmează... O închisoare. Vezi că se înregistrează, nu spune chestia. După eliberare înseamnă împlinire, maturizare, bucurie, da, și după 18 ani e ok, da? Da, foarte, după 18 ani pot să spun că sunt cel mai fericit pentru pasul care l-am făcut în urmă cu 18 ani. Ai, bun, asta chiar de bine să spui chestia asta. Bun, hai să zici mie, că acum deja sunt curios când am văzut, cum ai lămurit-o să se mărite cu tine? Puh, aici, într-adevăr, da. Da, zis bine. Da, deci a fost o întâlnire, eu mă cunoșteam foarte bine cu fratele soției mele, cu Marcel, care a plecat la Domnul. Și fiind prieteni foarte buni, mergeam, lucram cu tinerii și copiii din carțele de orfelinate și făceam tabere împreună. Și era o legătură foarte strânsă, pot să spun, aproape ca și un frate. Și mergând în tabere, s-au terminat taberele și am fost la Surduc, unde soția mea lucra pe atunci la Precept Ministries, și la un revelion. Și de acolo a început o legătură mai strânsă, dar înainte de revelionul ăla a fost o întâlnire cu... Dar n-ai știut-o până la revelion? Ba da. Dar așa, ceau și cam atât, deci fără nicio intenție. Înainte de revelion a fost o întâlnire cu tinerii de la Lugoj, de la Haru, de 1 mai. Și au fost vreo 80 de tineri acolo și mie îmi plăcea, și acum îmi place, nu mai efectuez, să gătesc. Și toți tinerii, băieții, au plecat pe terenul de fotbal la fotbal. Eu am rămas în bucătărie să gătim mâncarea pentru prânz. Și acolo s-a început să firipeze câte o idilă, să și spun. Și ea era în bucătărie. Ea era în bucătărie, exact. Da, la muncă. Băieților, puneți mâna, bucătărie, ceva, niciodată nu știi cum iese. Bun, deci... Și după aia, după revelionul respectiv... Când ai văzut-o cum spală vasele, ce ai zis? Nu, cum curăță cartofii. Deci eu pot să spun... Am curățat cartofii în locul lor. Deci eu chiar pot să spun că și mi-am ales soția... Cum îi curăță, economic sau... Pe... Avea o mașină atunci, curăța cu mașina și mai lua... Vorbim de lug, așa am înțeles. Și după revelionul respectiv a început să... Am prins drag și am început să îi fac curte. Păi dacă avea casă, normal că îi făceai curte. Zi-mi,
Ai pus ochii pe el sau nu? Ca prieten. Ca prieten. Ca prieten. Ai zis, băiat fain și da. Să băiat se roage pentru mine. Lucrează bine, știe bucătărie, știe de toate, deci poate să fie un ajutor. Nu te-ai gândit să-l recomanzi la ceva fată? Nu. Am așteptat eu prima dată să văd. Da, și a început o prietenie, propriu zis, între noi. O legătură mai strânsă și poate exista o prietenie frumoasă, așa, liniștită, da? Da, sigur. Deci nu trebuie imediat să ajungem la nu știu ce. Nu. Cu toate că el s-a grăbit puțin să facem nunta, după ce am hotărât, dar a fost în regulă. Dă un pic detalii, cum a venit la tine, cum te-a lămurit, acum am înțeles, în bucătărie, după asta prietenie și până la nuntă, mai e ceva? Nu prea mult. Mă vizita, venea la Surduc, mă vizita, stăteam de vorbă, discutam, ne-am despre apropiat de toate. Despre de toate, da. Ne-am apropiat unul de altul și atunci el a venit și a zis, ok, ce-ar fi să facem un pas mai departe, să mergem înainte spre o viitoare căsătorie. Și atunci eu am stat puțin pe loc. Te-ai blocat un pic? Te așteptai la chestia asta? Mă așteptam, dar cred că în momentul respectiv nu așa de repede. Da. Și atunci am început să-i spun toate părțile mele negative, că nu prea aveai ce spune. Se răzgândește. Da. Dar a insistat prea mult și sau atunci e chestia, am zis, nu știu dacă te-ai prins. Ți le-am spus înainte, nu mai comentez nimic, asta este. Ai știut ce ai luat? Ai știut, da. Ai fost că tu te-ai închis ochii pe veci. Da, și atunci am știut că e voia Domnului și am zis ok, merge mai departe. Și acum că tot ai pus chestia asta cu voia, chiar ai fost convinsă că e voia Domnului să vă căsătoriți voi? Da. Și n-ai renunțat niciodată la chestia asta în 18 ani? Nu. Te-a ajutat vreodată? M-a ajutat. Da? Da. De multe ori, da. Mai aveam discuții, mai aveam și am zis... Dacă Dumnezeu m-a dus în groapa asta, el tot o să mă scoată. Bine, n-ai zis să de groapă, dar tot el o să mă țină, nu? Da. Da, te-a invitat la lac acolo? N-a avut el vreme de bărci, lac, trebuie. Nu, el cu bucătăria, da. Da. Ce ți-a plăcut la ea? Totul. A, bun, totul. Astea sunt vrăjeli din astea de băieți care vor să cucerească fete. După totul. 18 ani, acum poți nu, să spui. Nu, că acum poți să spui că după asta, după ce zici totul, să te întrebi. Bun, hai să schimbăm, să vedem dacă mi iese. A fost ceva ce nu ți-a plăcut la ea și ai crezut că vei corecta în timp? Nu. Nu. Sincer, deci, nu. Da, nu, că sincer vorbim. Da. Nu, sincer, deci, nu. Deci n-am văzut, cum spunea și soția, a început cu aspectele ei negative, care... Mai tu te mirai de unde le scoate. Mai discutăm și acum, după 18 ani, și efectiv, parcă eram surd la tot ce îmi spunea ea, că eu știam, tu trebuie să fii soția mea, știam. Dar de unde știai tu chestia asta? Am pus înaintea Domnului și am forțat mâna Domnului să-mi răspundă... Ce, ceva fulgere, tunete? Nu, deci am spus, Doamne, vreau să fac pasul căsătoriei și vreau să știu sigur că viitoarea mea soție care va fi este de la tine. Și am pus trei semne, care când am întâlnit-o, erau exact semnele care eu le-am pus înaintea Domnului. Să fie frumoasă, să fie frumoasă, să fie frumoasă. Exact, Asta chiar, da, am înțeles, să ieșit toate trei semnele. Bun, nuntă mare, alai... Nuntă, da, 160 de persoane, atât a fost spațiul. Ați ieșit cu ceva pe plus în vremea aia sau nu? Da. E bun atunci, erau vremuri în care... Da, încă erau vremuri bune. Da, noi ne-am ocupat de tot. Noi am făcut tot, inclusiv mâncarea, inclusiv... Bun, acum doar nu ne regizează nimeni scenariul, putem discuta. Există variante să te ocupi, să faci o nuntă frumoasă, elegantă și să și economisești? Da. Da. Adică dacă nu stau tinere pe un butoi de bani, pe nu știu ce, și nici părinții nu au sau nu dau, poți să faci o nuntă frumoasă fără cheltuieli? Da. Exact. Dacă te ocupi personal... Exact cum am făcut noi. Îți pui minte un pic la... Exact. Noi am făcut cumpărăturile, noi am făcut totul. A fost o săptămână de muncă la intensitate maximă, dar rezultatul... Și în ziua nunții ai dormit sau ce ai făcut după ce ai alergat toată săptămâna? Cred că în ziua nunții nu prea În ziua nunții nu am apucat, am uitat să mă tund.
Și păi, să-mi tai unghiile. Bun, dar nu trebuia să te... Doamne ferește, dar de obicei nu te tunzi chiar în ziua anunții. În ziua anunții te mai coafezi sau ceva. Acum cu unghiile e dimineața, okay, să zici, să fii proaspăt pe ora 10. Și atunci ai făcut cu mâinile și tot e... Pe drum spre biserică. A, deci se le-ai tăiat totuși. Deci, da. Duminică au fost. Da. În Sfânta zi, clic, clic. Da, acum dar a fost atunci iertat. Cu camere, cu nu știu ce. Deci, până ajunge la ea sau după ce ai ajuns la ea, o să vezi că nu s-ai tăiat. N-am văzut-o, eu n-am văzut-o mireasă decât în biserică. Nu m-au lăsat să fie mai... Aia, deci că... eu am fost chiar în biserică când ea a intrat cu tata socru. Bun, atunci ea nu mai știe de unghi, de cu tata. Da, nu. Toate nu. S-au rezolvat pe drum, e ok. Da. Bun, deci bine. Hai să... Că acum gata, câteva chestii am început să le aflu și eu. Ziceți-mi ceva despre familia în care ați crescut, Mimi. Am crescut într-o familie cu 9 frați, am fost. 9 băieți? Nu, 3 băieți și 6 fete. Deci în total am fost 9. Băieții au fost privilegiați sau asupriți? Băieții toți am fost privilegiați, zic eu. Am muncit, am crescut la sat. Am muncit cot la cot toți, cu părinții. La ce? Am fost la câmp. Agricultură, fân, animale. Da, animale, fân, da, de toate. Pădure. Pădure. Deci voi acolo practic erați la sală, la solar, la bronzat. La... Da. Eu am fost al patrulea băiat al familiei. Da, da. Și totdeauna când era ceva, mergeam, băieții au fost printre cei mai mari. Am fost crescuți de mici cu frica de Domnul, în casa părinții, Domnului. Părinții, oameni credincioși, da? Da, da. Din păcate, doi dintre frați, când au ajuns mai mari, s-au îndepărtat de învățăturile care au fost, dar și nu ce, mai sunt ce, nici ce care. Ți-aduce aminte? Atunci când vă puneau părinții la lucru, aveați sentimentul ăla că sunteți în robie, asupriți? Nu. O făceam cu drag. Singurul lucru care aveam impresia că mă obligă să-l fac, să merg cu vacile la pășune. Mai bine mă trimitea la adunat de fân, la orice altceva, dar să nu mă trimită... De ce? Erau rele vacile? Nu, sau? Nu. N-am putut să fac asta. N-ai suportat o idee cu vacile? Da. Bun. La voi cum a fost? Deci nouă... E fain să fie mulți copii în casă? Da. Eu provin dintr-o familie de creștini, baptiști, de mic copil crescut în biserică. Mai am încă un frate. De mici am fost la biserică, la școala duminicală, pe grupele de copii. Bun, astea le știm toate astea, dar zic ceva și mecherii baptiste. Acum, ca fiecare tânăr, e clar că am mai gustat și din lucrurile lumești. Că nu știau părinții. Nu, niciodată părinții n-au știut, dar fiind și la școală și mai târziu tânăr fiind, am văzut prieteni de-a mei care, fiind în lume, s-au pocăit, pot să spun, din păcate, referitor doar la mine, credința celor care vin din lume e mult mai puternică decât a unuia care e crescut de mic copil în biserică. De ce? Există riscul să te obișnuiești cu ele crescând? Probabil, și... probabil că da. Da. Deci așa a fost la mine și atunci, mai mult în tinerețe, nu prea mi s-a explicat acasă, dacă faci anumit lucru, pățești treaba aia, nu e bine să-l faci. Și atunci, de curiozitate, le-am încercat, dar perioadă foarte scurtă, că nu am găsit nicio după satisfacție. Seama, da. Da. Mi-am dat seama și am renunțat imediat treptat la fiecare. Și când am făcut pasul botezului, de atunci am realizat că e singurul lucru care m-a împlinit și sufletește, și trupește, și familiar. Acum, la voi nu o să pun întrebarea asta, că dacă voi erați nou în casă și mai prindeați o familie cu nouă, biserica avea copii, deci nu, calculele mele simple aici. Erați mai mulți copii în biserică? Tu ai crescut la țară, la oraș? Unde nu, la Lugoș. La Lugoș, da. Ah, bun, biserică mare, da, biserică mare, copii cor, mulți, tineret mare. Fanfară ați avut? Nu prea. Da. Și o fanfară? Da. Fanfară, deci cor, cor de copii. Cor bărbătesc, tot. Tachiumul. Da. Aveți așa, dacă vorbim de biserică, în afară de părinți, că nu o să vă întreb care părinți au fost model pentru voi, că de obicei când întreb pe unii, zice că bunica, știi? Deci n-ajungem acolo clasic. Dacă te-ai gândit acum la oamenii din biserică, când ați fost copii, ați avut pe cineva pe care respectați așa, poate
aparte din biserică, pe un anume motiv, sau nu v-ați fixat ochii pe nicio persoană? Eu pe bunicul din partea tatălui, da. Era un om foarte credincios și aveam un respect față de el. Vă dădea bomboane sau pe altceva? Nu. Da. Nu, pe vremea aia nu prea erau atât era bomboane. Bomboane, da. Da, da. Dar aveam așa un drag, o teamă cu un drag, că nu pot să spun că era o teamă, că mi-era frică, dar un respect. Era un respect. Da, da. Bun, acum tot, că nu se poartă chiar la foarte mulți nouă copii, știi? Aveați și musafiri. Aveam. Da? Și eram în casă și cu bunica din partea mamei. Deci voi părinții, în casă erați 9 cu 10, bunica 12 dintr-o dată, 12 da. Apostoli, da? Da. Și mai veneau și musafiri. Mai veneau și musafiri. Bun, dar nu stăteați la masă cu musafirii copii. Ba da. Da? Da. Uai, asta deci respect aveam, pentru da. Părinți, chiar mare lucru, că eu am prins multe chestii unde copiii săraci, știi, erau hâșiți toți pe nu știu unde și dacă mai rămânea ceva de la musafiri. Nu, aveam fiecare locurile noastre la masă și plus aveam locuri dacă veneau musafirii și unde să stea, dar... Și când veneau musafiri, prima dată îi punea pe musafiri și noi restul ne puneam că ne știam fiecare locul la masă. Acum nu știu multe despre voi. Nu știu, v-am spus că nu e obligatoriu să răspundeți la întrebările mele. Dar oricum mi-ar plăcea, adică dacă nu răspundeți deja, lumea intră la bănuiale, vă spun. Cum e de la 9 copii la un copil? Adică voi aveți un băiat, da? Da, bun. Da. Și acum ați jucat cu portocale pe vremea aia. Pe tinerețea voastră, aș mânca o portocală, da, de ce una și una două, da, da. De ce unul și unul nouă? Din partea mea, eu am avut ceva probleme, eu și băiatul care l-avem, l-am ținut destul de greu, sarcina, după el am pierdut. Sarcina. Deci el e o minune, da, da. El știe chestia asta? Da, da. Super. Da. Eu și acum, de exemplu, dacă merg la un medic și îmi face un eco, îmi spune primul lucru care mi-l spune, Doamnă, nu puteți face copii. Le spun am. Am făcut, da. Da, și-o zis, da, înfiat. Nu. Copilul meu. Wow! Bun, acum noi avem respect pentru medici și apreciem că ei spun din punct de vedere medical și omenesc că așa este. Noi încercăm să le spunem că dincolo de știință există unul care poate, unul care stabilește regulile, își permite să le calce fără să greșească. Exact. Da, așa spun, zic, cel care a făcut legea gravitației își permite să te ridice la cer și nu se schimbă nimic. La Dumnezeu totul este posibil, da? Bun, deci e bine. Cu un băiat e greu să-l crești? Nu e foarte greu. Mai ales dacă ușor. Se ocupă nevasta. Nici ușor. Te-ai implicat un pic în creșterea lui? Da. Doar noi l-am crescut. Doar voi. Nu am avut niciun ajutor, nici nu am fi vrut să... Că văd în alte familii unde nepoții sunt împreună cu bunicii, părinții spun nu, bunicii spun da. Nu mi s-a dat niciodată. Am cerut explicația asta, de ce cu copiii ați fost așa de aspri, în ghilimele spus lucrul ăsta poate. Ce ghilimele? Aspri, las-o așa. Nu? Și cu nepoții, au zis, nu pot să dăm, și am întrebat pe mai mulți bunici treaba asta. Am eu câteva explicații, dar nu știi care unde se potrivește. Dacă ajungi ca bunic la o anumită vârstă în care oricum nu te mai bagă mulți în seamă, te bagă în seamă nepotul. Deci ești chiar cineva, e nepotul tău, ai și tu importanță în ochii lui, wow. După asta unii mai au pe conștiință că n-au avut timp pentru copii și încearcă să repare cu nepoții. Nepoții sunt figuri în felul lor, oarecum îți dai seama că nebunia aia... Vezi, când ești tânăr, poate ești și sărac, trebuie să muncești foarte mult, încerci să dovedești, cine știe, și atunci copiii sunt așa, când ești mai bătrân îți dai seama că valorile sunt altele, zilele s-au mai scurtat. Da, noi, din e o situație complexă. Da. Noi, din păcate, copilul nostru nu prea a avut să stăie în preajma bunicilor, mama nici nu l-a mai prins, a decedat înainte de a se naște el. După 2 ani tata s-a... Dar măcar cu vacile dacă îl duceai. Da, i-am spus, dacă nu învață, va ajunge. Că... Și dacă învață, tot acolo poate ajunge. Am eu o istorie clasică. Ajung într-o familie, 2 fete, tata au fost director pe la IAS, nu știu ce, în fine, ca să vedeți cum se leagă. Și să fac istoria scurtă, una medic și una tot pe școli, pe facultăți. Eu când i-am întâlnit, zicea doamna respectivă, o zic că mai îmi iau un doctorat în străinătate, că în România nu mai am. Și l-a și luat, da?
Și ne spune, când mi-am luat doctoratul în România, am fost acolo la București, nu știu de ce, vin a doua zi și mă sună sora mea. Unde ești? La care ea zice, știi unde ne ducea tata când era mici. Acum tata, directorul la ISL, le ducea la vaci, la fermă. Fetelor, învățați că dacă nu aici ajunge. Aia zice, știu, la fermă, la vaci. Na, acolo sunt eu. Ea până a venit de la doctorat de la București, o pleca văcarul, că ăștia sunt liberi cugetători. Știi ce, vacile nu știu că o pleca văcarul. I-a spus, da, dacă nu a intrat doamna doctore, nu știu ce, la vaci, altfel. Deci, da, e bun. Dar pe calculator îi faci un program și are grijă de faci pe calculator. Da. Bun, mi-a mai rămas o chestie în minte. Cum te-ai dezvățat să nu mai gătești? Te-a scos afară din bucătărie? Ce-a făcut? Nu, am... Te-ai dezvățat să... N-a mai intrat el în bucătărie. N-am mai intrat eu în bucătărie, exact. Ia, știind că face mâncarea foarte bună... Ai zis că de aici o să o încurci. Am înțeles. Da, uite ce... E rolul soției și nu... Nu e bine. De unde ai scos asta cu rolul soției? Nu știu, așa consider. Ai auzit și tu de la alții că e rolul soției și rolul nostru e să mâncăm. Și îți dai seama cât le ajutăm. Ele fac mâncare bună și noi le ajutăm. Trebuie cineva să o și consume. Trebuie, da. Păi mai bine o consumă ăla care o face, că își dă seama ce-o făcut. Da, de multe ori am spus, vezi că nu sunt cobai. Lasă-le alea, rețetele vechi care... cu care am crescut. Acum, eu când vreau să încerc ceva, ori trebuie să-l duc în altă parte, să guste în altă parte, să facă. Deci la voi nu există experimente în casă. Nu, dar am început să mai fac. Da, dacă vrea mănâncă, dacă nu... Ei, băiatul acum mai mare și experimentează el. Da, da. Acum am început când a zis el chestii astea, că eu nu sunt cobai cu tare, de ce te-ai mai gândit odată? Fost-o voia Domnului, Iisuse, tu m-ai adus aici. Da, încep să... Eu, la mine lumina vine, dar vine mai greu. Bun... voi chiar îmi permit, așa, greșele ați făcut în viața de familie? Da. Deci dacă ai stat de vorbă la un ceai, nu, cafea, un ceai, da, ceai natural cu o nevastă tânără, care acum și începe viața de familie și știi că n-ar filma nimeni nimic și ar fi numai între voi și nu te-ar spune la nimeni, i-ai dat un sfat? Se spune pe fată... Da, poate... i-aș spune să... pună totdeauna pe primul loc pământește, da? Să-și pună familia. Și pe urmă da, toate nu comentăm celelalte... locul lui Dumnezeu. Da, Dumnezeu da, are locul lui de da, care nu ne atinge. Da. Să-și pună și, familia ei. Exact. Și pe urmă celelalte după. Familia ce înseamnă? Soțul, copilul. Perdele... Soțul, copilul. Copiii. Soțul, copilul, copiii. Și da. Ce mai e timp? Celelalte. Da, lucruri. Mai adunăm și scame, dar da. Nu știu, soțul e mai important decât scamele. Da. Da, da, bun, că ai numai unul, scamele mai multe. Exact. Tu te miri că... mai repede. Da. Ești de acord cu asta, nu? Da, clar. Da, sigur că da. Și tu ce sfaturi ai de-a băieților? Când hotărăsc să facă pasul căsniciei, să nu se uite după ce izbește ochiul, ci să se pună pe genunchi și să fie ferm încredințați că viitoarea persoană din fața lor e după voia Domnului. Altfel deci să nu tu chiar crezi că Dumnezeu îți răspunde la rugăciune? 100%. Da? Bun, dar acum chestia asta sună și așa foarte spirituală, să nu se uite după ce izbește ochiul. Adică ea îi zice, nu trebuie să zicem asta, că e înregistrat, dar noi nu credem că există fete urâte acum dacă discutăm noi. Da. Dar ea îi zice să se căsătorească cu o fată de care nu îi place fizic. Eu știu că greu de spus. Tu n-ai fost în situație, da? Greu de spus. Păi dacă nu-ți place înainte, după asta când te oprezinți pe drum, ce zici? Dar nu știu, verișoara? Nu cred că ești obligat să te căsătorești cu cineva obligat, care nu-ți place. Eu cred că Dumnezeu îți scoate în față pe cine îți place. Deci dacă pui înaintea Domnului, El știe sigur... Deci El o să aducă pe cineva să-ți placă. Exact. Chiar dacă persoana respectivă nu e în stasul tău anterior. Exact. Deci aș putea merge pe chestia asta să zic, uite, tipul ăsta de fată nu o să-mi placă, pe nu știu ce gărgăun sau ceva. Da. Și când vine aia... Eu zic că nu există fată mai faină în lume decât tipul ăla de fată, da? Asta înseamnă că Dumnezeu m-a schimbat, dar înainte, nu după 22 de ani, știi? Adică, da. Da. Și eu zic că noi nu ne căsătorim cu renunțând, dacă avem niște valori, niște principii, ținem de ele, chiar dacă mai trebuie să așteptăm. Deci tu la 19, la 20 de ani v-ați căsătorit. 21 am avut eu. 21. Eu 26. 26, deci acum ai știut. Unul din motive și ăsta a fost.
când tot îi spuneam părțile negative, da, eu sunt mai mare ca tine cu 4 ani și... Copiile, bagă-ți mințele. Și ca să vă spun unul dintre cele 3 puncte de care v-am spus, semne care le-am pus, primul a fost ca viitoarea mea soție să fie cu cel puțin 4 ani mai mare ca mine. Cel puțin 4 ani. Și are 5. No, ha, păi de ce? Dă-mă o explicație, ai avut o explicație? Explicația a că fost... Că nu era neapărat stasul vremii, nu? Eu fiind mai tânăr așa. Și mai cu gărgăunți, mai copilăros, am zis... Fițe, să zice dacă persoana cu care îmi întemeiez o familie, suntem pe aceeași linie, nu cred că va numai avioane, deci voi atunci vedeai cum zboară Europa, da? Și ai zis, domnule... Deci, deci eu când am făcut pasul ăsta am vrut să-mi clădesc efectiv o familie, o casă. Fără să știi nimic de ea. Absolut. Mamă, ce absolut. Chestie asta. Da. Interesant. Nu cred că mai auzit așa ceva până acum. Știu, omul să-și pună în minte chestia asta. Da, și eu totdeauna îi dădeam, nu știam semnele lui și eu tot cu alea niciodată nu le-am spus decât după. Tu tot alea le scoteai în față, da, ca să scapi de el, da, cumva. Da. Adică, bun, n-ai vrut să scapi 100%. De el, da. Să-l fac să înțeleagă că sunt... Da, bă, e diferență de vârstă. Lucruri, da, 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 da. Sunt mai multe. Nu, că la chestia asta m-am mai întrebat câte unul, știi, pe la o conferință sau așa, o să că dacă ea e un pic mai în vârstă ca mine, nu e nicio problemă, în câțiva ani are grijă să arăți tu mai bătrân și ea rămâne tot tână. Astea se rezolvă, știi, celelalte le mai dăm cu șampoane, cu una, cu alta, e bun la... Haideți să vă întreb ceva. Bănuiesc că dacă ați crescut în familie de credincioși practicanți, ați avut și Biblia în casă. Da. V-a ajutat cu ceva Biblia până la căsătorie? Da. Citind-o și ascultând în biserică, da, predici și toate cele, mi-a îndreptat pașii pe o cale bună și dreaptă și m-a ajutat să mă feresc de unele lucruri care chiar sunt rele și nu trebuie făcute. Și după căsătorie? Și după căsătorie. Ai continuat, da, să o citești. Ne ajută, da, ne ajută. Poate de multe ori, altă dată, îi dăm mai puțin timp. Nu din cauza soțului. Nu din cauza soțului, nu, nu. Toate adunate. Cum a fost la tine cu Biblia? Da, la mine avantajul cel mai mare în clădirea mea ca și creștin au avut-o bunicii mei. Crescând cu ei în casă, și până la trecerea în veșnicie am stat împreună cu ei și au cel mai mult bunica. O influență foarte mare. Deși de multe ori și după căsătorie am neglijat, să zic puțin, biserica. Mergeam dimineața după masa, copilul fiind mic, petreceam timp în familie. Și fiind și internetul, puneam, ziceam, nu mergem la biserică, dar stăm pe internet și ne uităm. Și bunica, fiind bolnavă, mai mult pentru ea îi punea, că noi puneam, dădeam drumul la calculator și aveam grijă de copil. El cu treaba lui, nu? Și, dar te ajuta un pic, te liniștea la conștiință, că nu ești chiar... Exact, exact. Poplamă, eu, da, ziceam, suntem la biserică, nu suntem în clădire, da, dar da, suntem în părtășie, dar... Mai ales și acum pot să spun că părtășia din biserică nu e niciodată ca părtășia de pe internet. E nici căsătoria virtuală, nici aia. Exact. Reală. Și la un moment dat, după ce tot repetam duminică de duminică treaba asta, o vedeam pe bunica că stătea cât stătea, uita la program și o vedeam că pleacă. Trecea o duminică, a doua, a treia și tot vedeam că după aia m-am dus după ea. Și să băga în camera ei, stând la apartament, în dormitorul ei și am stat odată la ușă și am ascultat și rugăciunea bunicii, pune, Doamne, drag la copiii mei de biserică și de cuvântul Tău. Păi ce înțeleg? Că noi stăteam acasă și ea vroia să meargă la biserică, nemai putând din cauza bolii. Unde înseamnă că nu o împlinea 100% nici ce vedea și auzea? Probabil. Că dacă ar fi stat acolo cu ochii înlăcrimați, gură cască, poate nu se rugată pentru voi. Dar și niciodată zis, nici pe baba nu ajută. Niciodată n-am înțeles rugăciunile ei decât după ce a trecut la Domnul, ducându-mă în urmă și asta de atunci, de când bunica a fost luată de Domnul așa fulgerător,
dintre noi și de atunci am înțeles că rugăciunile ei au fost ascultate și de atunci doar în cazuri excepționale de boală sau alte să fim plecați am lipsit din casa Domnului, nu de pe internet. Super, fain. Ce... Cam trebuie să ne apropiem de încheiere, dar o să vedem. Dacă v-aș întreba cât de importante sunt prieteniile între familii? Sunt. Sunt pentru că ai nevoie de sfaturi. Și cred că cel mai înțelept e să iei un sfat de la o altă familie decât să iei un sfat de la o tânără, adică fără familii, necăsătoriți. Altfel știi să dai sfaturi. Dar fiind în generația mea, la Haru, am fost o generație de vârsta mea, vreo 6-7 băieți, care toți aproape, cred că doar doi nu sunt căsătoriți, și rămânând tot la biserică, la Haru, s-a înfiripat legătura asta și cel puțin odată pe lună aveam strângeri la picnic sau la diferite familii în casă, făceam întâlniri de astea, cântam homecoming, să zic așa, și mai o gustare și experiențe, ce am pățit ba unul, ba altul, să învățăm lucruri noi, experiențe, altele și negative, să nu le facem, uite, eu am făcut, uite-te ce am pățit, de ce am cultivat întâlnirile astea între familie. Acum nu se spune de chiar toate, dar măcar așa nu câte toate, unele, da, se mai spun ceva. Dar poți să faci o întâlnire în asta fără să dai toată casa peste cap și să pregătești nu știu da. Ce mâncare? Și eu m-am obișnuit. Da? Da. Mulți, cum să chem la mine pe cineva că nu m-am pregătit? Pun deci noi am făcut la noi acasă multe din întâlnirile acestea. Cum e casa? Dacă îți place, data viitoare mai vii, dacă nu vii, înseamnă că nu ți-a plăcut. Deci, eu chiar și la mulți le spun. Nu trebuie să-mi fie casa curată de sus până jos și să fie lună ca să poți să chem pe cineva. Și care vine nu trebuie să umble până toată casa, și, asta e da, primul să chem lucru, pe cineva, da? Nu. Și dacă pentru el atâta contează că nu a fost pusă pernița aia la loc, atunci lasă-mă. Mergem la tine, unde sunt puse toate la loc. Da. Noi chiar suntem deschiși pentru... Ne-a plăcut întotdeauna să fim mulți. Ea fiind dintr-o familie mare, eu, într-adevăr, suntem doi frați, dar cu verișorii mei am crescut împreună, nu ca și verișorii primari, ca și frați. Și de-aia totdeauna familia a fost mare tot timpul. Și unul dintre principiile când m-am căsătorit, nu mi-a plăcut să fiu singur. Deci asta a fost un alt principiu care nu simțeam că dacă stau mult singur, mă pierd. Păi la tine a fost simplu. Ție nu ți-a plăcut să fii singur? Ea a fost obișnuită cu mulțimea și cu mulțimea și atunci uite că v-a adus Dumnezeu împreună și în general. Așa este când Dumnezeu aduce oamenii împreună și pune lucrurile împreună. Încă o dată ne amintim și experimentăm în viețile noastre că ce face Dumnezeu este frumos dacă știm să așteptăm timpul lui Dumnezeu, perioada pentru care El a pregătit lucrurile frumoase. Partea frumoasă este că Dumnezeu știe să ne binecuvinteze aici pe pământ și noi credem și putem să spunem că Dumnezeu ne-a binecuvântat și nu putem să spunem 18 ani de căsătorie sau o viață în câteva minute, dar niciodată nu uităm că Dumnezeu ne pregătește și o veșnicie binecuvântată. Vă încurajăm întotdeauna pe cei care ne ascultați și vă mulțumim că ne ascultați și ne primiți în casele voastre. Dacă aveți o relație personală cu Dumnezeu, întăriți-o, țineți de ea, aveți grijă, nu lăsați lucrurile din afară. Uneori le spunem noi gunoaie, când este vorba la alții sunt gunoaie, când este vorba la noi, nu știu de ce devin diamante. Ele oricum le adunăm, le pierdem, trec. Nu lăsați ca lucrurile trecătoare să vă fure adevăratele comori, cele ce vin în veșnicie. Bucurați-vă de prezența și de părtășia lui Dumnezeu aici. Ajutați și pe alții. Dacă sunteți binecuvântați, și eu cred că mulți, foarte mulți, suntem binecuvântați, haideți să ne gândim și la binecuvântarea altora. Ne gândim la binecuvântarea lor duhovnicească, ne gândim la binecuvântarea în relație și niciodată să nu uităm de binecuvântarea veșnică. În cazul în care nu aveți o relație chiar proaspătă, serioasă, personală cu Domnul Iisus Hristos, noi încă vă spunem cu bucurie că mai există acel tron al îndurării, al harului, dacă tot suntem la Lugoj, unde se vorbește mult despre har, unde putem
putem să ne apropiem cu încredere de Dumnezeu, putem să ne mărturisim păcatele, putem să cerem iertare, putem avea un nou început, indiferent ce înseamnă aceasta. Dacă sunteți necăsătoriți, cum v-ați nimerit pe aici, este speranță și pentru voi. Dumnezeul care s-a îndurat de noi se poate îndura și de voi. Totul este să veniți deschiși înaintea Lui cu încredere. Dacă unii sunteți mai în vârstă, să nu spuneți că nu aveți ce face. Poate, cum am spus-o în alte ocazii, vă gândiți să invitați o familie mai tânără la voi acasă. Faceți o plăcintă bună, așa cum știți voi să o faceți, un ceai și nu-i chemați să le dați sfaturi. Că generația tânără, știm noi, doar noi bătrânii despre tineri vorbim, zicem că nu le place să primească sfaturi. Dar dacă i-ați chema acasă și poate ați mărturisi una din greșelile voastre, un lucru pe care l-ați făcut, dar v-ați dat seama că ceea ce ați cules n-a fost cel mai dulce lucru. Poate la astfel de întâlniri ar veni mulți, v-ar asculta cu drag și apoi v-ar aprecia mai mult. Și dacă, Doamne ferește, unii poate treceți prin valea umbrei morții. Din punctul meu de vedere aveți o singură șansă. Sigur că puteți să mergeți de capul vostru și să vă îngropați mai tare, șansa care o văd eu, să-L chemați pe Dumnezeu acolo și să vedeți că și acolo în mijlocul greutăților. Chiar atunci când greutățile nu sunt date imediat la o parte, este total diferit să ai pe cineva lângă tine care te iubește, care te înțelege, care are toată puterea și te va scoate mai tare, mai ancorat în adevăr și mai aproape de cel de lângă tine, de cel din familie. Încă o dată, mulțumim frumos că ne-ați primit în casele voastre, sperăm să rămânem în sufletul vostru. Dacă vreodată o să aveți un timp și o să vă aduceți aminte, nu uitați să vă rugați pentru familia Muntean. Nu contează ce cereți, Dumnezeu știe ce să le dăruiască, ei vor aprecia. Dacă vreți cumva mărturia voastră să fie o binecuvântare pentru alții, contactați-ne și o să vă primim cu bucurie și vă spunem noi unde. Și rămânem toți sub binecuvântarea lui Dumnezeu, pentru că El este sursa care nu dezamăgește niciodată și spre fericirea noastră niciodată nu zice nu pot. Pentru că așa spunea El la început, că ai un verset preferat. Pot totul în Hristos care mă întărește, pentru că El este atotputernic. Rămâneți sub binecuvântarea Lui și fiți o binecuvântare pentru mulți.